Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi vom vorbi despre un ansamblu pe care cu toții îl îndrăgim, ansamblu Făgărașul. Dar să știți că pe lângă spectacolul oferit de acești tineri pe scenă, munca din spate înseamnă foarte mult. Motiv pentru care i-am invitat pe coregrafii Gabriela și Ioan Ionuț, care să ne povestească cât de greu este să muncească, cât de greu este să ne ofere acest spectacol de fiecare dată. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ați venit, iată cum am și spus, ansamblu Făgărașul e mai mult decât o legendă în Făgăraș, mai mult decât o poveste. De cât timp există ansamblu Făgărașul? Ansamblul Făgărașul a luat ființă în 1958. A luat întâi cu băieți din oraș, după ce a venit din toată zona Făgărașului. Și nu este întâmplător că astăzi este Vinerea Mare, mă bucur că o zi frumoasă pentru toți făgărășenii, pentru toți românii și mă bucur că mi-ați invitat în studio. Și până la Revoluție am fost ca dansator, după aceea de la Revoluție încoace am activat ca coregraf acestui ansamblu. Dar dumneavoastră de la cine ați învățat să dansați? Că tot începe de la dumneavoastră. Cred că sunt singurul dansator, coregraf, care a mai rămas, acum de mai fac dansuri, care a învățat, primul meu instructor a fost tatăl meu și am și o semnificație aici, atație. Aici am o fotografie cu formația de dansuri din Felmer. Primul din stânga dumneavoastră, din dreapta mea, este tatăl meu. Tatăl dumneavoastră. Este tatăl meu care a avut o formație extraordinară. Deci ei au fost idolul meu în viață. Orice ansamblu, nu l-am iubit niciodată ca formație de dansuri din Felmer. Niște oameni, toți erau la 1,80 m, oameni cuținută, da, am mers la un festival la Mediaș și unde a fost toată zona a dealului și din la locul întâi, dar nimeni n-a zis, domnule, contesta ceva, când au intrat 12 oameni acolo cu femei toate îmbrăcate frumos ca noi la Felmer și de la dânsul am învățat Dumnezeu să-l odihnească, că este și ea și mama, nu mai sunt și iată că emoțiile. La rândul dumneavoastră ați format, câți copii ați format pe parcursul carierei? Le mai țineți numărul? Știi cum e, ca să spune câte stele sunt pe cer? Atât așa m-a spus o întrebare de grea. Cred că am și-am făcut toată socoteala, peste 2000 de copii. Peste 2000. Pe sate și pe acolo și prin toate părțile, unde m-a chemat, m-am luat cu dare. A spus la început că viața din spate e grea. Într-adevăr, e foarte grea, dar e ușoară când o faci cu plăcere. Când o faci cu plăcere, nu știu cum să vă spun, atât de mult, pentru mine dansul a fost viața mea. Am avut și necazuri. Așa, când mergeam acolo, uitam de tot. Veneam obosit de la țară, dar nu așa, obosit. Toată ziua muncea, când veneam la dansuri, parcă am luat cu mâna. Pentru mine a fost foarte ușor să fac dansuri. Nu este greu să fac dansuri. Totul e greu să menții un ansamblu. Că sunt chestia că sunt niște copii care vin numai de plăcere. De aceea țin să le mulțumesc din tot sufletul. Mai ales că astăzi, atât de mult m-am bucurat că m-am chemat în Vinerea Paștilor. Eu sunt foarte credincios, să știți, să fiecare duminică merg la biserică cu soția mea și sunt credincios, cred foarte mult în Dumnezeu. Niciodată nu mi-a plăcut găinăriile, nu mi-a plăcut astea. Mi-a plăcut să lucrez cinstit, să ce zic, că iese din mâna mea să nu se uite nimeni așa, mă. Să uite așa la copiii mei. Da, și iată că ați reușit, că toată lumea se uită cu admirație la copii, la dumneavoastră, munciți foarte mult cu ei. Da, da. Și vreau să vă întreb, cum reușiți să-i țineți motivați? Doamna Gabriela, odată ce vin copiii, că mulți bănuiesc că mai vor și să renunțe și poate identificați un talent în ei și nu vreți să... Deci mulți sunt și talentați, sunt mai puțin talentați, dar sunt, cei care sunt mai puțin talentați sunt ambițioși. Atmosfera în ansamblu este extraordinară, pentru că domnul Ionuț este un om extraordinar, știe să urce, știe să coboare. Atunci, în momentele grele, îi ajută. Deci nu numai în ansamblu, și în afară, în viața lor. Îi sfătuiește, îi ajută. Da, îi ajută. Cât se poate. Și totdeauna facem ca în acest ansamblu să existe o atmosferă plăcută. Fără a crea această atmosferă plăcută, nu realizez nimic. Fără atmosferă. Noi suntem a doua familie. Așa ca și acasă, în familia normală, obișnuită, există și probleme, există și astea, dar întotdeauna cu vorbă bună reușim să trecem peste toate. Și ne considerăm o a doua familie.
Așa. Sunt copiii noștri. Așa e, revin cu drag de fiecare dată. Da, și vin de fiecare dată cu drag. Nu poți să faci performanță într-un ansamblu dacă nu faci o familie. O grea și o echipă de fotbal. Dacă un trage reiță, nu aici. Nu ai cum. Deci dacă nu faci o familie. Și totdeauna, eu am înțeles și problemele extra dansuri. Și totdeauna cât am putut să-i ajut și cât... Nu, nu se poate. Cu mare drag, mi-e dor de ei. Chiar am o problemă de sănătate. Deci am stat o săptămână și eu acasă. Doamne, stăteam în pace, mă gândeam că acum ai făcut soția, să duc soția, am făcut repetiție cu ei. Și stăteam în pace, dădea lăcrimile, ziceam, Doamne, trebuie să fiu cu ei acolo. Dar copiii m-au înțeles, au fost foarte. Și de aia le mulțumesc lor în primul rând și în doilea rând părinților. Părinții și la Anca. Apropo de Anca, este fata mea care face dansul și ginerile. Și la fel de talentată la fel de talentată și ea. Și am spus că, totdeauna, Anca, trebuie să-i atragi partea ta, trebuie să se le faci o colectivitate frumoasă și că altfel nu reușești, nu, cât ai vrea să faci, nu faci. Că copilul care vine, eu totdeauna îi întreb, băi copii, care veniți la dansuri siliți de părinți? Nu mai veniți, că nu faceți treabă. Dacă nu vine, deci e important să vină de bună voie. Să vină din plăcere, din plăcere. Eu întreb pe cuvânt, dacă întreb, măi copii, vreți să faceți dansuri? Da, nu veniți de dacă nu vii din plăcere, nu poți. Că apropo de, v-a zis, de începutul carierei mele, tatăl meu a fost șeful formației la noi din sat și asta este cea mai valoroasă diploma mea și care n-aș dă pe orice din lume. De asta unde este? Este când aveam 8 ani, am luat locul 3 pe județ ca solist dansator din toate formațiile, nu ca solist dansator locul 1, dar din toate formațiile, formația de dansuri al școlii din nu știu care, din Brașov, liceul din Făgărage, pe tot. Asta este unia, era cu pionierat, așa era atunci cu pionieratul și am luat locul 3 pe a fost un de mândru, am adunat toată școala în care eu, la noi în sat mi-a dat diploma, eram un al nouălea cer, s-o aflam lumea... O diploma valoroasă. Da, lumea în zona Făgărașului s-a anunțat că îmi fac un film real, că nu era ca acum ți-ai instructori, atâtea să progreseze. Eu atunci eram un copil minune, că știam să joc la 9 ani, un ficiorească, un vârtit-o, dar acum ca mine sunt mulți, pentru că am venit noi ăștia instructori și i-am învățat să danseze. Iar apoi, în timp ce eram dansator la Casa de Cultură, fosta mea soție era din Răușor. Și copiii din Răușor au venit la mine și domnul Ionuț, sau cum era atunci, tovarășul Ionuț, haideți să facem un ansamblu la Răușor. Și asta este formația de dansuri din Răușor, care... În 1988. 88, care era locul întâi pe țară. Locul întâi pe țară la Cântarea României, cum era atunci. Îi le mulțumesc și lor și mi-s dragi atât de mult. Prin această emisiune le mulțumesc și le spun că îi iubesc și acum când îi văd, chiar asta ea n-a fost la ceată în Răușor, mi-era dor. Și veneau săracii la mine, mă pupau, bucuroși că ne revedeam după ani. Mai revedem așa prin oraș, dar fiecare cu problemele, fiecare are treaba lui. Da, fiecare a mers pe drumul lui. A mers pe drumul lui, da, o formație foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Iar aici am o diplomă. De când am fost în 79 în Belgia, unde am primit un certificat, uitați, Ionuț Curtel Ioan, certificat de dansator de acolo, de la Belgia, de la un festival, din Luxemburg, de fapt. A fost în Belgia și ne-am întors în Luxemburg și am avut spectacole pe acolo. Și... Iată, vi s-au recunoscut meritele și peste granițe și peste tot. Nu, folclorul românesc nu se poate compara. Ei nu spun, domnule, e cel mai bun. Fac economie de cuvinte, se făcea. De câte ori ne duceam, dansam undeva, tot timpul, ziceam, România, dar îți dai seama ce, care cu ei creștea și... Și ca dansator și pe urmă și ca instructor. Ca instructor, am umblat foarte mult. Deci nu numai ca dansator, și ca maestru coregraf. Rezultatele au fost atât în țară cât și peste hotare. Da, puteți mândri cu cariera pe care ați avut-o și pe care încă o aveți. Mă gândesc, încă vreo 20 de ani, dacă mă ține sănătatea, încă vreo 20 de ani mai stau. Da. Asta e sufletul meu, vă spun. Cu ansamblu Făgărașul ați fost la spectacole în afara țării? Da, eram... Sunteți solicitați? Da, foarte mult. Am fost, de exemplu, în Spania, în 97, la un festival în Spania, la Vitoria, în nordul, în Sarabașilor. Foarte, foarte frumos. Am fost în Germania, în Belgia, și ca coregraf a fost în 95,
în Belgia, la Luvier, așa, un festival internațional. Am fost în Spania, iar în 97, am fost în Germania de vreo două ori, înainte de 2000. Iar după 2000, la Nürnberg se ține, cum se ține aici, la Făgăraș, zilele Făgărașului. Se ține zilele Nürnbergului. Și acolo ne-a chemat și am avut o suită de, cu Stella Popescu, cu Mihai Constantinescu, cu Ricky Dandan, cu Angela Rusu, cu un teatru de comedie din București, deci să fii cu Stella Popescu pe scenă, nu e la îndemâna oricui. 3 ani de zile sau 4 ani am fost la rând. Și acum ne-a promis doamna Doina de la Nürnberg, că au niște probleme, a avut omului soțul, și că o să mergem iar în Germania, chiar acum de Paște am înțeles că vine și ea prin România. Și a fost extraordinar, copiii. Vă dați seama, când se văd dincolo, acolo, e o chestie. Iată cât talent, să fii pe scenă cu nume grele și... Dar cea mai mare surpriză a fost pentru mine, când am fost ca coregra, vorbesc, a fost în, acolo, 3 ani sau 4 ani. Eram pe scenă, era tot mai pe scenă la Nürnberg și ce surpriză, cine vedeam jos în fața scenei? Domnul primar Sorin Mânduc și cu toată delegația de români care erau în Germania, au venit, au avut o întâlnire tot acolo la Nürnberg și a venit să vadă, să dai seama ce bine ne-am simțit noi când am văzut pe domnul primar, când am văzut pe domnii din Consiliu, acolo eram ca în fața cetății. Păi cum, chipuri familiare, chipuri familiare. Nu știu dacă știi ce simte bun. Încă ceva să spun. Făcând folclor, să știi că devin foarte sentimental. Extraordinar. Așa am fost eu, nu știu alții, dar așa sunt eu. Deci când așa devine sentimental pe cuvânt, când ne-am văzut acolo, m-am simțit parcă eram în fața cetății și când ne-am văzut acolo în fața ăsta, zic, Doamne, dar nu vine să crezi, sunt ei. Și au venit și am făcut o oră mare cu toți, cu nemții de acolo, cu toți. Foarte frumos. Amintiri de neuitat. Da, nu poți să uiți așa ceva. Și atunci, folclorul este și cea mai de preț comoară pe care o avem noi ca patrie. Dacă intrăm în detalii, vor să mai ceau. E primul episod. Ne facem 10 episoade. Și ca să fie o completare la toată activitatea de ce am povestit până acum. Este și membru al Asociațiunii Transilvania pentru Literatură și Cultura Poporului Român. Așa. Membru de onoare. Membru de onoare, da. Deci, iată că toate rezultatele astea se încununează. Deci devin tot mai bune și mai frumoase și mai plăcute pentru toată lumea. Și o nouă satisfacție mare am acum. Mulți dintre foștii mei dansatori, să le dea Dumnezeu sănătate la toți, că aș vrea să zic câteva nume aici, dar mi-e frică. Mi-e frică că supără alții. Să nu uitați pe alții. Să nu uită careva și nu vreau. Pe toți îi iubesc foarte, foarte mult. Mulți dintre ei s-au apucat de facă dansul și ei. La Beclean, e coregraf, instructor, un fost dansator de al meu. Am înțeles că prin Cincu și prin Drăguș, tot un fost dansator de al meu. La Sebeș, la Clubul Elevilor, tot un dansator de al meu. La Copăcel, tot un dansator de al meu. Atât de mult mă bucur să le dea Dumnezeu sănătate și să continue mai departe. I-ați format frumos. Da, să dea Dumnezeu. Da, vreau să vă întreb, ce calități trebuie să aibă un dansator profesionist? Pe lângă urechea muzicală, care este esențială, trebuie să... Ce mai mare caracterul. Caracter. Să știi când să cobori la nivelul lor, să știi când să te urci, să cobori, dacă nu. Sunt și niște alte vremuri. Înainte, când eram noi dansatori, era o regulă mai așa, strictă. Mai strictă. Deci, aici trebuie să cobori. Acum, de azi că le mulțumesc lor că fac efortul să facă dansuri. Au atâtea mijloace, să pierdă timpul, adică să pierdă timpul, să-și ocupe timpul, să ocupe timpul de altă parte. Internetul, atâtea mari programe de televiziune, atâtea... Deci atunci când eram noi, aveam 2 ore de program la televizor și că nu se te duce. Dar totuși, acum am spus să te merit un primul a părinților și le mulțumesc cu ocazia asta și în vinerea mare să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și urmă să copiii să urmeze drumul ăsta, că nu e în drum. Apropo, toate chestiile astea, zic că dar și fotbalistul, știu. Dar fotbalist, dacă îl vezi pe stradă, nu știi de unde e. Poate să fie din Portugalia, poate să fie din Spania, că e un costum. Dacă îl vezi un copil îmbrăcat... Știi exact din ce zonă e. În ce costum popular, ar vrea să spun și o povață de asta. Eram în Spania, în Franța, în 82. Și unul dintre muzicanți
luați un pic pe... Nu, și juca acolo și mai mult decât trebuia. Și vine doamna directoră la mine și spune: Ionuțule, du-te, dezbracă, numai să știe lumea din ce țară. Să nu știe lumea, apropo de costumul popular, sunt extraordinare. Dar referitor la costume, am văzut că decât aveți, mai, aveți multe dansuri în ansamblu Făgărașul și fiecare dansă și are portul. Da, din ce zone aveți și cum le achiziționați, cum faceți rost de ele? Deci costumele astea au rămas de la ansamblu vechi, au rămas, s-au mai cumpărat, s-au mai completat și acum. Și... dansuri. Apropo de dansuri, avem dansuri în toate zonele țării. De la Oradea avem danse codru, din partea Oașului avem danse de Oaș, din partea Ardealului avem danse de Someș, avem căluși olteniți din partea Olteniei, danse de Moldova, avem de toate... Și fiecare dansă și are portul popular. Da, bineînțeles. Specific, da. Specific, să știți că avem niște costume de sud și poate chiar 100% autentice și dansurile sunt foarte autentice și văzut de câte frumoase. Ori văd pe tinerii din ansamblu Făgărașul cum dansează, deja i-am tot văzut și am început să-i cunosc. Dar de fiecare dată rămân uimită când le văd măreția cu care dansează, frumusețea costumelor, sunt deosebite. Da, sunt variate, sunt deosebite. Asta face un procent de 30% costumele, 7% execuția și 30% și costumele. Că nu ai să duci fără costum, nu are farme, dar... Costumele fac 70% din, da. 30% din valoarea unui dans. Aveți vreun dans popular românesc preferat? Unul mai de suflet, așa? La mine toate sunt frumoase. Sunt... Mie îmi plac foarte mult dansurile autentice. Crescând de la țară, învățându-mă, taică-mă să dansez, foarte mult îmi plac zona Rupia. Când îi văd pe bătrânia din Rupia, când intră dansând, acolo pe scenă, să rupe sufletul, să-i facă pe cuvânt. Îmi plac și elelante, nu, toate sunt frumoase, vei care, unii vin mulți și spune: vai, Ionuțule, ce-mi plac dansul tău de codru, sau vine, vai, ce-mi place călușul tău, sau cu tare. Fost greu, dacă călușul, noi fiind învățați cu dansul de picior, până am învățat un pic, i-am învățat copiii un pic stilul ăsta oltenesc, ei mai mărunții, așa mai iuți, și da, acum îmi spun, ce-i dreptatea, sau domnule, nu zice, la început ni s-o fără greu așa călușul, dar acum l-am tot dansat. E mai ușor decât dansul de picior, adică nu te obosești așa când una să ridici piciorul de 100 de ori într-un dans în sus și una să bați mărunțele pe ăstea. Deci are dificultatea lui și ăla de Oltenia, pentru că are iuția la lui, are virtuozitatea lui. Așa este. Dar de câte ori repetați cu copiii? De două ori pe săptămână avem cu ansamblu mare repetiții. Ansamblu, acum câți membri are? Păi acum sunt vreo 20 de perechi. 20 de perechi. Mar și Anca, da, are... Și Anca are... Ea știe, nu știu. Anca se ocupă de juniori. Da. Și noi de cei mari. Să ne bucurăm de amici că vin, doamne, că după ce revoluție, știu că mânceam pentru că revoluție a fost cel mai greu. După, nu-ți dai seama, numai copiii mai de dans popular, dar avea chef. Intram într-o clasă, spuneam, băi, copii, care veniți la dans popular? Mă luau la mișto, râdeau și știu ce. Ei, și acum când ne gândim că avem atâția copii, te gândești că într-un oraș ca Făgărașul să ai un număr atât de mare de copii, ceva, e ceva nemaipomenit. E ceva nemaipomenit. Ne-am bucurat și ne bucurăm că să fim sprijiniți de primărie, suntem sprijiniți de domnul primar. Cred că și doamna directoare va fi alături de noi, de ansamblu, și împreună vom face lucruri foarte frumoase, foarte frumoase. Trebuie băiată că implică și multe costuri, fiecare deplasare, că avem spectacole în toată țara. Da. Păi nu mă îndrum până la... Noi ne cheamă tot timpul la televiziuni prin București. Le spun, domne, cu mare drag am venit. Am fost și la Eno, am fost și la Favorit, am fost și la Dăstăia Cluj, la Hora. Am fost toate televiziunile, am fost și la Realitatea, la toate. La Antena 3 am fost. Da. Nu știu dacă a căzut emisiunea cu un concurs între regiuni. Am fost Ardealul, Oltenia și Moldova. Și ne-a reprezentat Ardealul pe 11 iunie, acum vreo 2 ani. Nu, am fost peste tot locul. Și acum ne-am duce, cu mare drag, suntem invitați. Totul e transport, e greu. Domnul primar ne-a mai înțeles. Dar ce să înțelege și pe dânsul, pe dracu. De bea mai destul că treburile Făgărașului, că sunt alte treburi. Ar fi ideal să găsiți niște sponsori. Exact. Sponsorii ar fi ideal. Dar... Până la urmă investesc în talentul tinerilor din comunitate. Și reprezentă întotdeauna Casa de Cultură, reprezentă întotdeauna Făgărașul, cu mare... Toată lumea spune. Totdeauna unde am mers, eram atât la un festival la Mediaș.
Stăteam acolo pe hol, că intri pe un hol și acolo și e sala, nu intri pe un curte. Și nu erau niște oameni acolo, domnule, ce faceți? Te-am venit să vedem, oare vine ansamblul Făgărașcu? Fusesem înainte cu un an. Când am venit să vedem ansamblul Făgărașcu, ne-a plăcut. Și ne-am spus că eu sunt coreograf, eu sunt... Vai, m-am luat niște, erau niște oameni mai vârsta, vreo 70 de ani. Mă pupace, domnule, chiar sunteți dumneavoastră? Da, domnule, am fost și anul trecut. Și întotdeauna ne punea ultimii. Păi ziceam câtă ăsta care mi-a prieten, Neagu de la Mediaș. Puneți noi, mai început să plecăm și noi mai repede. Nu, eu nu sunt legat, că plecați voi, rămâne sala goală. Așa vă pun de fiecare dată ultimii să fie sigur ca un spectator. Da, vă pui ultimii că știi că ăștia le-a plăcut și anul trecut și vin pentru voi, pentru ansamblul Făgărașul. Adică nu vin numai pe ei, să nu spui. Vin dar pentru voi, dacă pe voi vă pun la început, după ce vă văzut lor să plece. Și a fost și la Cluj. Tot acum să ne trebuie nouă, acum ne trebuie un taraf. Și cred că am înțeles că doamna directoare să facă taraf. Eram la Cluj, așa, eram la Cluj și erau ansamblu bune. Ăsta, Dor Transilvan, mai multe ansambluri din nume rezonant, cu rezonanță în Cluj. Și după ce dansate ai mei, vine un nene acolo și domnule, cine e șef cu băieții? Eu. Domnule, dacă ați avea un tarav în spate, zice, îi băteați pe Dor Transilvan și îi băteați pe toți aici, zice. Nu, e una să dansezi, bă, dar n-ai ce faci. Și una să dansezi cu orchestră. Cu... Poate în timp o să aveți și un taraf. Da, da. Dumnezeu, da, Dumnezeu, să sperăm. Să sperăm ca să fie vinerea mare, că Dumnezeu ne ajută să facem și un taraf. De-aia vine vinerea asta. Tot ce spun eu astăzi se va întâmpla. Da, iată, e o zi sfântă, așa, importantă. Zi de asta, mă mulțumesc încă o dată că ne-ați invitat. Și apropo de autenticitate, că se pune bază pe autenticitate, dansurile noastre, să știți, cum a spus și soțul, sunt foarte autentice. Deci, orice figură cuprinde dansul respectiv, se știe că este de acolo, din zona aia, și special dansul de Făgăraș. Din zona fermerului, din zona comăna, din zona rucărului. Deci la dansul de Făgăraș, asta am făcut eu o treabă bună, am dus la parametrii ăstea, autenticității. Originalitatea. Da. Autenticitate. Deci a luat o figură, ce figură din dansul de Făgăraș, uite, asta din Răușor, asta din comăna, asta din unde erau centrele cele mai importante, din erau formații. Fiecare sat de cea din zona Făgăraș, fiecare comună, a avut un dans... Un dans, de exemplu, Mărginem domina Călușarul al de Renesc, la Sâmbăta de Jos. În alte părți jucau Brâla, de exemplu, la Drăguș, erau Brâu. Și aici, în Comăna, Felmer, Dăișoara, cu Rucărul, Răușorul, domina mai mult Fecioreștele astea, dansurile Feciorești. Și din fiecare a luat ce mi-a plăcut mie mai mult. Și am făcut acest dans de Făgăraș. Care, da, să deci... știți că de mult ridică tot un picioar. Da, am văzut. Deci unde am fost, că, bineînțeles, atunci când mergi în altă zonă decât a ta, reprezinți zona din care provii. Și atunci, ce poți să reprezinți mai frumos decât dansul de Făgăraș? Și dansul de Făgăraș, să știți, un mare succes a avut peste tot. Mare, mare succes. Toate au succes, și Călușul. Vorbim de zona care reprezintă. Da, da, da. Și mai e Dăișoara, dansul de Dăișoara, unde joacă băieții și unde la fete, dansul cu Alma, care e singurul dans fecioresc de fete din țară. Deci e singurul sat unde se jucau. Nu vedeți că toți ardelenii și numai ardelenii și dansul de... și oltenii au dans de căi Alma, de fete. Și toate ardealul mai descup că toate ansamblurile astea mari au dans de fetele de căi Alma. Da, iată, e un lucru mare că păstrați autenticitatea, pentru că într-o lume atât de schimbătoare, uităm care sunt adevăratele valori, așa, totul se schimbă. Nu, avem aici, în zona Făgăraș, avem soliști foarte buni, care... Pe partea de folclor stăm bine, într-adevăr. Da, și... ne mândrim cu ei, cu toți. Și la București avem acolo, ne reprezintă cu bine la Edno, la Dina și cu Cătălin. Aici, iar... Sunt, nu pot să-i nume pe toți, că iară tu așa sunt să supere. Toți mi-s dragi, colegi de-ai mei, din vârsta mea, fel cântărețele, cei mai tineri, și majoritatea au trecut și pe la ansamblu Făgărașul. Chiar aproape toți ăștia tineri au fost. Și cântărețe și muzicanții, aproape, chiar toți ăștia tineri au fost dansatori aici.
un pic am contribuit și eu cu 1%. Uite, vedeți, noi ne uităm, i-am dezvoltat dragostea. Mai mult i-am orientat pe folclor. De așa, de când mă întâlnesc cu ei, mi-s dragi, să bucură că ne întâlnim și mai vin la repetiții, câteodată mai ales vine seara, mai stând după repetiții, mai povestim, ne ce mă aminte, tot felul de amintiri și cu de întâmplări. Iată, dumneavoastră, de atâția zeci de ani sunteți dedicat folclorului. Acum, în prezent, vi se pare că pierde adepți folclorul? Nu neapărat pe partea de dans și pe partea de muzică. Nu cred că pierde. Din contră, televiziunile astea care sunt ei, nu favorit, ora lansează tot felul de, prin munca lor, prin tot timpul lansează ceva nou. Nu cred că sunt. Că se vin, nu te copii de azi, spun că mulți copii din care au fost dansatori soaxat. Înainte erau două formații prin zona asta, acum sunt vreo 7-8 formații. Din Rece au fost coleg de dansuri de-al meu de la Brașov, că am fost dansator și la Brașov vreo 4 ani, când am făcut școala la Brașov, am dansat în Brașov, că în total am 52 de ani de dans. Mulți înainte! Mulți înainte să aveți! Pe lângă dansuri, iar pasiunea mea este familia. Am o familie extraordinară, cu două fete, cu doi gineri, care mi-e și rușie să mă uit la ei, atât sunt de cum se cade și ne păcăm foarte bine. Și nu mai spun de nepoțelele mele. Da. Care probabil o să moștenească. Care sunt sufletul meu, de Ștefania și de Ania, care sunt sufletul meu. Ania este al lui Alina și Ștefania al lui Anca. Două drăguțe care abia ce se casă mai mare să le iau cu noi, să le luăm cu noi la ferme, acolo, să roace prin curte, că aici, vedeți, la bloc, e mai strictețe. Deci sunteți un om împlinit pe toate planurile. Și da, nu, chiar, credeți-mă că nu mint. Nu mă rog Dumnezeu să nu mai dea nimic decât sănătate. Să vă bucurați de tot ce aveți. Sănătate cea mai bună. Am avut și probleme de sănătate, dar Dumnezeu a fost lângă mine și, Doamne, mulțam că acum fi bine. Mă simt foarte bine și de la toată lumea le doresc sănătate. Niciodată m-a rugat pentru mine. Când eram în spital și zicea, Doamne, dă sănătate la toată lumea, printre care să fiu și eu. Da, să aveți sănătate, să vă bucurați, să le învățați și pe nepoțele să danseze. Da, uite că încă va învăța pe Ștefania și pe nepoată sa. Să luăm cu timpul, va veni și timpul că să mă uit prin buletin, să zic, e timpul să... Știți cum este într-o asemenea meserie, să spunem, pentru că adică e o meserie făcută din plăcere. Care n-are vârstă. Intervin, exact. Sufletul rămâne mereu tânăr. Așa trăind azi. Mereu printre copii, sufletul rămâne tânăr. Și acești copii îți dau poftă de viață. Când îi vezi cât de plin de viață sunt ei, te transformă și pe tine. Și atunci ai altă motivație să continui. Dacă nu ar fi copiii aceștia să spun să aibă plăcerea asta de a veni, nu cred că nici el, nici Anca poate nu ar mai avea tragerea aceea de inimă să continue. Dar ei, venind și făcând acest lucru cu plăcere, și chiar dacă uneori îi cerți, că e normal că să lucrurile se iasă bine, trebuie să-i cerți, așa, după aceea te duci și pupi și zâmbim și continuăm. Deci totul este bazat pe înțelegere și pe respect și pe plăcere. Da, și plăcerea de a face toată sala aia aplaudă și așa da, nu mai contează nimic. Păi asta e rezultatul, că e rezultatul. Cea mai mare satisfacție. Asta e rezultatul muncii, aplauzele lor. Toți, băi, noi nu trebuie să luăm pălmi. Dacă nu luăm pălmi, noi nu suntem buni. Așa le spun, ăla e rezultatul. Așa. Și ei trebuie să înțeleagă o treabă, că răutatea mea, domnule, nu ți-e rău. Răutatea mea e benefică lor. Și aia care înțelege treaba asta, e rezistă la ansamblu și vin și zice, care își dă seama, stai domnule, eu ce aș avea eu de să vii de acasă nervos sau cu tare? Te mai nervezi, că nu, vezi că nu vrei, nu cred că un orice profesor, că nu merge ceva bine și pune suflet în ceea ce face, nu se nervează. Înseamnă că nu face pentru... Face copiii pentru... știu că totul este pozitiv, altfel n-ar mai veni. Vedeați, și mai era o treabă. Pentru ce fac eu dans atât de mult? Mi-e dragă o lume. Îți dați făgărășenii, mă întâlnesc cu ei prin piață, mă întâlnesc pe stradă cu ei, cea mai mare satisfacție, să dai mâna cu ei, să vorbești cu ei. Și te promit că atât timp cât sunt sănătos și Dumnezeu îmi va da sănătate, o să mai fac dansuri. Când îi văd acolo la zile făgărașului, când îi văd la spectacole,
acolo lângă scenă, crede-mă-ți, îndălăcrimile și sunt doamne. Oamenii ăștia aștepta ceva de la noi, așteaptă ceva de la ansamblu ăsta, ceva frumos. Și le spun la copii, mă, aveți mândrie, mă. Asta e primul rând la comunul, la orice om, și ca fotbalist, și ca dansator. Dacă ai mândrie de în tine, să știi că faci performanță. Dacă n-ai mândrie, nu. Da, eu nu mă îmbăt, eu nu mă îmbăt că mă cearpe instructorul sau nu mă... Dom'le, mi-e rușine să mă îmbăt. Mi-e rușine să mă îmbăt, pentru că mă vede lumea pe stradă, bă, ăsta e dansator. Când ajung să fie un exemplu. Tu trebuie să fii un exemplu. Păi dacă vă spun ceva, nu mă credeți. Eu în aproape 40 de ani când sunt la Casa de Cultură, eu n-am întârziat tot un minut. Un minut eu n-am întârziat odată. Eu la fără un sfert, fără de ce sunt acolo. Și dacă fără 5, mi-a dată ceasul dacă vă odată. Dar nu să am la 6 și am ajuns la 6 fără 5. Face copii așa câtă vine. La mișto, bineînțeles. Deci nu există. Pentru mine dansul a fost totul. A fost a doua casă. E un stil de viață. E... Da, nu, și asta îți impune automat o corectitudine și o... o programare a timpului pe care ei trebuie să o învețe să-și o facă. Dacă tu ești corect cu tine și cu cel de lângă tine, automat aceasta devine un automatism și ești corect și în alte părți, nu numai în dansuri. Deci nu, să știi să-ți programezi toată viața. Deci tot ce se întâmplă într-un grup, în ansamblu, deci asta e legat și de viața lor mai departe. Deci poate că și din cauza asta vin cu atâta plăcere la dansuri copiii. Da, îi formează frumos exact, ca adulți. Nu exact. Poți să fii exigent dacă nu ești corect. Sau dacă nu poți să fii un instructor bun dacă nu ești meseriaș, ca și într-o fabrică. Copiii ăștia și cum de hoți, că dacă nu ești stăpân pe meseria care faci, da. Poate ea la mișto de n-ai treabă, dar atât timp că tu știi ce faci și ai dansul în picioare și cu tare, n-are cum să... Dacă ești stăpân pe situație, sigur că da. Dacă nu ești stăpân pe situație, să știți că... E greu. E foarte, foarte greu să conduci în asta. Mai ales aici, că nu ești stăpân, nu retribuiți cu nimic. Totul venim de plăcere și totul... Oricum, eu acum vorbesc în numele tuturor făgărășenilor când vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Ne încântați. Și oricând avem nevoie de ansamblu acesta nu refuză. Ansamblu acesta, și ne-am multe ori v-am spus, că noi nu mergem pentru distracție, să se simtă copiii bine. Și așa știți, benefice. Și că la o nuntă mergem de multe ori, dacă trebuie să ne gândim din săraci copii de prin Briaza, de prin Vad, de prin Copăcel, vin pe benzina lor și vin să mergem la câte o nuntă, la câte ceva. Să tot unde sunteți chemați. Da, unde suntem chemați, suntem chemați tot mereu, numai de multe ori, dacă mai departe, nu avem cu ce merge. Dar e chestia că... E benefică și pentru pregătirea lor fizică. Ce vă faci? Repetiții, vare, pentru că la fotbal, vare, antrenament și la meciuri. Așa e și aici. Cu cât joacă mai mult, face contactul cu publicul. De aceea când am un spectacol, le va primul dans, îl bag un dans mai ușor, până face contactul cu publicul. Că după aceea joacă toată seara, nu știu cum să spun. Prima dată contactul cu și aici, dacă mă mai țineți încă două zile povestim. Da, din dacă păcate, intrăm în amănunte. Din păcate nu ne mai prea permite timpul. Da. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Și așa, pe final, dacă aveți câteva gânduri pentru dansatorii dumneavoastră, pentru oameni... Începeți. Încep eu. Da, este, cum a spus și soțul meu, vinerea Paștelui. O zi cu o însemnătate puternică pentru toți românii, mai pentru făgărășeni și pentru că această sărbătoare care se apropie, această sărbătoare sfântă de înviere a Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne facă mai buni, mai înțelegători și să uităm răutatea, pentru că în ziua de azi răutatea ne dărâmă. Și de asta le spunem tuturor, și dansatorilor, și părinților, și tuturor făgărășenilor, și dumneavoastră, bineînțeles, Aole. Multă sănătate, sărbători cu liniște sufletească și pace, și Dumnezeu să fie mereu în viața dumneavoastră. Și, bineînțeles, Hristos a înviat. Fără credință nu se poate. Așa. Poți să le zic și lui. Vă rog. Cum a spus și soția, le mulțumesc. Tuturor făgărășenilor, tuturor românilor, tuturor, totul să fie bine, să dea Dumnezeu pace, să dea Dumnezeu sănătate și copiii să gândească întotdeauna că noi suntem a doua familie pentru ei. Niciodată, nu știu dacă aș putea face rău unui copil sau unui dansator, să dau copiii mei.
Deci nu numai în partea de dansul, și în partea, așa de mult mă bucur când văd că vine câte un realizat, și mă bucur realizărilor. Și încă ce am uitat să spun. Să nu mai există motivul, copilul nu are timp, nu există. Anul trecut, prima de la BAC a fost dansatoare, prima care a terminat clasa 8-a a fost dansatoare, comedia ceva. Deci nu, le-am zis că pentru ei dansul trebuie să fie o relaxare. Și acum că e vinerea mare și am zis, Doamne, tot ce zic eu să se împlinească. Vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate la toți făgărășini, la toți dansatorii, dumneavoastră să mai colaborăm și în episodul următor. Continuăm. Că avem multe de spus, de că intrăm în amănuntă. Vă mai aștept. Și vă doresc Paște fericit și numai bine. Vă mulțumesc și eu că ați venit, ați fost alături de noi. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Eu sunt Anca Balaban, vă doresc toate cele bune.